Și bine v-am regăsit la un nou vlog. Sunt îmbrăcată ca ieri, pentru că am filmat clipurile în acea zi, așadar astăzi vreau să vă arăt ce am cumpărat de la second hand luni, pentru că am comis-o, deși am promis și mi-am promis și am încercat să stau departe de magazinele second hand. N-am reușit luni, m-a cuprins așa o febră, zic vreau să merg la explorat, să mai văd și mai prin magazine și chiar aveam așa o dorință și parcă m-a chemat ceva. Mă rog, și uite că m-a chemat cu folos, pentru că am intrat, în câte magazine am intrat oare? În două sau trei magazine, mă rog, din zona halelor, toate. Toate sau toate cele două, trei. Și vreau să vă arăt ce am luat. Am luat patru articole foarte, foarte drăguțe, care n-au costat foarte mult, dar am vrut să vi le arăt, să rămân aici în luna ianuarie. Sper să mă limitez la acestea pentru prima lună din an și o să vedem noi pe parcurs, poate tot așa la sfârșitul februarie să mai merg. Nu se știe dacă voi simți că mă cheamă și am așa un vibe, că voi găsi ceva drăguț, atunci o să mă duc. Un articol pe care vreau să vi-l arăt este acest cardigan Snap. Dacă nu ați auzit de această croială, e bine, este inventată de faimoasa Agnes B, pe care am menționat-o și eu în holul cu cărțile de la Antic Ex Libris, că am o carte autobiografică și acolo, prin documentare și tot așa, după ce l-am cumpărat, am ajuns la concluzia că este inventat de dânsa, un astfel de model, clasic, de altfel, dar foarte, foarte versatil. După cum vedeți, are și ceva vibe-uri așa de Chanel. Așa mi-inspiră. În schimb, este un produs Tom Taylor în măsura M, care a costat 3 lei. Imaginați-vă, este din bumbac. Este o achiziție super sustenabilă. Și, după cum vedeți, nuanțele acestea neutre mă vor ajuta să fac ținute care mai de care. Fie că vreau să îl iau la vreun look din ăsta casual sau mai elegant sau mai chiar sport, l-aș vedea și cu o pereche de Adidas, de ce nu, mă rog, încălțări sport, da, pot fi făcute foarte, foarte multe variante. Se prezintă într-o stare excelentă și am zis că n-am cum să ratez așa ceva. Cred că deja l-ați văzut pe Instagram. Eram foarte, foarte încântată și am îngropit repede o ținută, pentru că chiar merită un astfel de articol să fie adus față mai des. Și această jachetă bomber, bărbătească, dar am zis totuși să nu o las acolo, pentru că era chiar păcat să mă întâlnesc cu așa ceva și să nu o achiziționez imediat, mai ales că a costat tot 3 lei. Ia uite ce detalii interesante cu flori, cu verde, are și niște inserții de alb cu auriu sau galben, foarte, foarte frumoasă. Pentru un bărbat așa mai non-conformist, dar uite că și pentru femei merge așa ceva. Eu zic că o să fie super ok și nu o să fie o problemă că este o jachetă bărbătească. Din punctul meu de vedere, este o achiziție excelentă, pentru că v-am zis, jachetele bomber se poartă totdeauna, aș zice eu, iar dacă avem un model din ăsta mai interesant, mai fisticiu, cu siguranță că va fi super, super ok. Înăuntru este din bumbac, vine de la Atrium în măsura M, probabil am mai avut și pe aici ceva, că sunt niște nasturi integrați. Înăuntru nu se prezintă super, super bine, e așa un pic uzat, dar afară nu are absolut niciun defect.
Este minunată, minunată. Bineînțeles că la primăvară cred că o să fie printre preferatele mele și abia aștept să compun ținute cu ajutorul ei. Acest body, tot la 3 lei, am apucat să-l port. Acum l-am luat, mă rog, din coșul de rufe, dar mă scuzați, trebuia să vi-l arăt și o să merg direct în coșul de rufe din nou. Este vorba despre un body într-o nuanță de gri, v-am zis că se poartă, am zis că trebuie neapărat să-l iau, mai ales că eu sunt purtătoare de body-uri, îmi place foarte mult cum se simte un body pe mine, mai ales iarna, că mi se pare că nu îngheț dacă am ceva așa pe dedesubt cu totul și e super ok să ai așa ceva în caz de nu știi cu ce să te îmbraci. Îl poți lua pe dedesubtul unei cămăși, îl poți lua pe dedesubtul unui plover foarte gros, pe dedesubtul unui sacou, pe dedesubtul unei jachete sau singur cu o pereche de blugi și așa mai departe. Mi se pare foarte, foarte ok, are o calitate foarte bună din bombar 95%, 5% elastan și da. Așa, chestie excelentă pentru câte utilizări poate să aibă un astfel de articol. Cire așa de pe tort. Achiziția cea mai drăguță, aș spune eu, și cea mai utilă și cea mai, cum să zic, am dat lovitura cu această achiziție pentru că am găsit o geacă de iarnă cu numai 8 lei. Vine de la H&M, deci nu este vreo firmă, cine știe ce, unicat de particol, dar mi s-a părut într-o stare destul de bună, nu excelentă, dar destul de bună, mai poate fi purtat câțiva ani cu siguranță acest articol. Această blăniță artificială într-o stare foarte, foarte bună. Nu prea îmi place mie cum îmi stă cu glugă, dar am zis că dacă tot se vede așa ok pe sfate, nu este nicio problemă. În măsura S, v-am zis, nu, S38, s-ar putea să fie un S mai mare. Și la compoziție cred că avem ceva bumbac, nu, poliester, bumbac și poliester. S-ar putea să fie aici bumbac și aici poliester, așa mă gândesc. E destul de călduroasă. Blănița asta e într-o stare bună, deci nu foarte bună ca nouă, dar într-o stare, v-am zis, în care mai poate fi cu siguranță integrată în multe ținute de toamnă, iarnă, foarte, foarte călduroasă. Deci are această blăniță, nu are cine știe ce căptușeală, feroneria aurie, ca să vă arăt așa cu totul, are buzunare, să zicem că n-ar fi chiar modelul meu preferat, dar am luat-o pentru momentele în care vreau să mă simt confortabil, când mă îmbrac mai sport, de exemplu cu bocancii mei care sunt într-o nuanță de verde și merge foarte bine cu acest roz pastel minunat. Mi-a plăcut că nu e într-o nuanță închisă care să mă demoralizeze sau ceva de genul. Mi se pare că e o nuanță foarte drăguță pentru iarnă și atunci am încălțat-o imediat. La 8 lei cred că nu ne putem dori mai mult, chiar e super ok prețul. Aici nu e nimic degradat, deteriorat, nu are nimic lipsă, da. V-am zis, este un model de iarnă, m-am bucurat că nu este dintr-un fâș, totuși este nu foarte, foarte sport, să zic așa, nu e chiar sportul acela clasic, adică mai aduce și așa un pic de eleganță datorită blăniței și ce să vă mai zic. Sunt foarte, foarte încântată. Am ales să pun de data aceasta confortul în detrimentul look-ului. Știți că îmi place să mă îmbrac așa mai aparte și să nu fiu chiar pe casual, sau poate cu casual, dar ceva așa mai interesant.
Cred că în mod normal n-aș fi ales, v-am zis, acest model, dar m-am gândit pentru acele zile când vreau să ies rapid pe ușă și, de exemplu, să duc copilul la grădiniță și îmi trebuie ceva, să iau o jachetă imediat pe mine, să nu mă gândesc la prea multe combinații de ținute și atunci aceasta am zis că este o soluție foarte, foarte bună. Bun, mândrelor, cam acesta a fost clipul cu achizițiile second hand de luna aceasta. V-am zis, sper să mă țin departe cât pot și bineînțeles că ne vom revedea la următorul clip, cine știe când o să fie cu așa ceva. Mâine cu siguranță că avem clip, ca în fiecare zi de altfel la ora 8. Nu uitați să vă abonați, nu uitați să lăsați un comentariu, să lăsați un like. E mare, mare nevoie de ajutorul vostru, deci nu costă nimic. Putem să dăm așa un boost canalului prin mici ajutoare pe care chiar le solicit din partea voastră și sper să fiți alături de mine ca de fiecare dată când vă rog ceva și v-am zis. Dacă voi sunteți interesate de acest canal, dacă extrageți o mică informație, aș fi tare recunoscătoare să faceți aceste lucruri care nu costă nimic, v-am zis, pentru voi sunt la un click distanță. V-am pupat și ne vedem mâine la următorul vlog și nu uitați să-mi lăsați impresiile voastre despre ce am găsit luna aceasta la second hand, dacă vi se pare ok, dacă considerați că ar trebui să mergeți și voi să căutați așa ceva sau neapărat să căutați, poate din întâmplare, exact cum am dat eu de ele, pentru că cu siguranță nu am dus să le caut, nu aveam neapărat nevoie de așa ceva, dar ce să faci, relaxarea și am îmbinat așa plăcutul cu utilul. Da. Foarte mult mi-a plăcut ura aceasta la second hand și vă urez și vouă să aveți parte de cumpărături reușite și articole care să vă ajute așa pe termen lung și să nu coste prea mult, bineînțeles.